Două copile surori au ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța după ce au mâncat fructe pe care le găsiseră pe câmp, fără să știe că acestea erau toxice. Marți seara, o fetiță în vârstă de doar 4 ani s-a stins din viață la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde fusese internată. Minora, care locuia în satul Dunăreni, comuna Aliman, consumase împreună cu alți 4 copii fructe pe care le-au găsit pe câmp. Fructele plantei Turbarea Câinelui seamănă cu afinele, dar sunt extrem de otrăvitoare și cel mai probabil copiii le-au confundat și la scurt timp au început să se simtă rău. Acum 2 săptămâni s-au internat 2 fetițe, surori, dintr-o comună de undeva din județ, nu mai știu exact ceva, Dunărele sau nu știu, n-am mai puțin contează, care nu s-a reușit să se afle ce au mâncat, niște fructe sălbatice, și au venit într-o stare destul de gravă, au făcut stop respirator, au fost amândouă intubate, tratate complex, după 2 săptămâni cea mare e mult mai bine, cea mică, din păcate, a decedat ieri dimineață, tot intubată. Polițiștii constanțeni s-au autosesizat în acest caz și au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii acestui incident nefericit. Polițiștii constanțeni s-au autosesizat în acest caz și au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie luate măsurile legale prin unitatea de parchet competentă. Acest caz a intrat și în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța și cel mai probabil părinții vor fi trași la răspundere pentru că i-au lăsat nesupravegheați pe micuți.